runde, practic inclusiv această partidă, 10 runde până la finalul campionatului. Înaintea partidei, vă spuneam, CFR Cluj s-a apropiat la 7 puncte de dintrenată de Anghel Iordănescu, iar Dinamo de Mircea Lucescu, Mateuț Timofte și Cezar Zamfir au fost autorii golurilor. Cele două echipe sunt la mijlocul terenului, vă spuneam, o brigadă de arbitri din Slovacia. V-am prezentat ceva mai devreme 11-le de început al Stelei. Mircea Rednic începe această partidă cu Lobonț în poartă, Pulhac, Moții, Mărgăritescu, Fernandez, Cătălin Munteanu, Claudiu Niculescu, Dănciulescu, Blei, Cristea și Radu Ștefan. Primește pe partea dreaptă Bănel Nicoliță, reușește să treacă de Pulhac. Acum Paraschiv în stânga, era demarcat Elton. Pasă pentru Bănel Nicoliță, intră în careu, Bali Badea, poziție bună, Badea primește, șut pe jos, respinge Moții, Boștină la marginea care are plină alunecare, primește acum fotbalistul care are în palmares două titluri de campion cu Steaua, învăluie play, șutul lui Cătălin Munteanu, gol! Ce gol a dat Cătălin Munteanu la primul șut al lui Dinamo pe spațiul porții! Reușit de Cătălin Munteanu, care a marcat pentru Dinamo și golul victoriei din partida cu Jiul și unicul gol din dubla cu Benfica. Cine dă lovitura aici în Grecia? Cătălin Munteanu, fotbalist care a debutat la 18 ani și jumătate pentru Steaua. Tot la 18 ani a debutat în echipa națională, a marcat pentru Steaua goluri importante în Cupa UEFA și preliminariile Ligii Campionilor, gol cu Bastia, gol cu CSKA Sofia și unul dintre cele mai frumoase goluri din campionat marcate aici în debutul partidei cu Steaua. Vă reamintesc, Dinamo n-a mai câștigat în Ghencea din 1980. Dinamo Viștii au egalat prin două goluri marcate de Zicu și Bălțoi. Niciunul dintre aceștia nu mai este acum la Dinamo. Din nou pericol în fața porții lui Andrei. Minge respinsă spre Claudiu Niculescu. Atacantul Dinamo Viștii n-a reușit să rețină mingea. În careul Stelei sunt Niculescu și Dănciulescu. Respinge Baciu. Pereu deviază cu cap, picată de Bănel Nicoliță, în care sunt doi jucători ai Stelei. Elton este în poziție bună, Play ratează intervenția, Elton la minge, șut pe jos, apără la mult! La Bănel Nicoliță, întâmpinat de Pulhac, acum sunt doi jucători ai Stelei, în care Dinamo Viștii, Paraschiv, ratează cea... Superioritatea Dinamo Viștilor, în partea dreaptă sunt Tănciulescu și Cristea. Centrarea lui Cătălin Munteanu pentru Tănciulescu, foarte de gol! Ce goluri dau dinamoviștii aici în Ghencea! Și cine sunt marcatorii? Doi foști steliști, le-a marcat Cătălin Munteanu, iar acum Tănciulescu! Suporterii dinamoviști iau foc, centrare Claudiu, Cătălin Munteanu, gol Tănciulescu, o foarfecă fantastică! Părea pierdută mingea, balonul l-a depășit pe Dănciulescu, dar foarfeca sa îl lasă fără replică pe portarul Andrei. Merită să revedem de nenumărate ori acest gol absolut superb marcat de Ionel Dănciulescu. S-a dus în dreptul galeriei și le-a arătat numărul 10 în dreptul galeriei. Este primul meci din 2007 în care Dinamo scrie două goluri. Ce foarfecă al lui Dănciulescu! Doi steliști au contribuție decisivă la golurile marcate de Dinamo în Ghencea. A centrat Cătălin Munteanu și a marcat Dănciulescu. Claudiu Niculescu primește de la Cristea, din nou Cristea. La marginea careului Dănciulescu, pentru el această minge, nu este gol, nu este gol, pentru că de la margine a fost o semnalizare a unei poziții de offside. Da, iată reluarea. E, aici nu cred că a fost offside. Nu cred că a fost offside. Din ce am văzut, Dănciulescu era pe linie, iar semnalizarea asistentului s-a făcut oricum foarte târziu. A reușit pe al 11-lea Cătălin Munteanu, pe al 4-lea pentru Dinamo în actualul sezon. Da, Zidul este în poziție regulamentară, Claudiu Niculescu, gol!
3-0 în minutul 33. Este incredibil. Prima partidă din acest campionat în care Steaua primește 3 goluri și o face chiar în Ghencea și în fața marii rivale. Claudiu Niculescu înscrie din nou, a făcut-o și în partida de la Timișoara cu Poli. Încă o dată în reluare, golul marcat de Claudiu Niculescu direct din lovitură liberă. Este Steaua Dinamo 0-3. Liniște pe stadionul Ghencea. Sigur, mai puțin cei 2000 de suporteri dinamoviști, cine oare de fiecare dată ocaziile de gol. Tabelamo 0-3. Bogdan Lobonț în afara careului. Dinamoviștii joacă acum cu aceeași dezinvoltură dată în primul rând de cele 3 goluri marcate până acum. Centrare pentru Niculescu, minge întoarță, Dăncilescu încearcă din nou poartă, mingea trece pe lângă poartă. Mircea Retnic, balon oprit la mijlocul terenului, poziție bună pentru Elton în partea stângă. Blei a fost surprins la mijlocul terenului, preluarea lui Elton în fața lui Lobonț, respinge Lobonț, poarta este goală, minge trimisă spre colțul lung, bară! Echipa favorită a steliștilor este condusă de Dinamo cu 3-0. Se demarcă în centru Claudiu Niculescu, îl susține Dănciulescu, preluarea lui Cristea în fața porții, Cristea apără Andrei! Ce ocazie au avut dinamoviștii cu 5 minute înainte de finalul primei reprize! Iată reluarea, portarul Andrei își salvează echipa, va fi lovitură de la colț pentru Dinamo. A fost cel mai bun șut al lui Cristea. Revedem ocazia ratată de mijlocașul dinamovist, un șut pe jos și reflexul portarului brazilian face ca scorul să rămână Steaua Dinamo 0-3. A venit acolo și Paraschiv, centrare pentru Tereo, minge deviată pe spate pentru Elton, preluare Careo, Elton, Tereo! Scoate-o pe linia porții Fernandez, ba nu, era Radu Ștefan. Radu Ștefan îi salvează pe... Iată reluarea celei mai importante ocazii a Stelei, de pe linia porții scoate Radu Ștefan, Lobos era bătut. Încă o dată în reluare, ocazia Stelei. Radu Ștefan, în dreapta este Boschină, primul dribling al brazilianului, în stânga este Tereu, în centru Vali Badea, pasă pentru Tereu, poziție regulamentară a francezului, centrare, este Boschină, fanta lui Boschină, șutul lui Lovin, fata! Ce fata superb aici! De la brazilianul Elton, primește acum Cristocea față în față cu Blei, reușește să intre în careu, centrare la prima bară, mingea rămâne în teren, gol! Acum a fost acțiunea lui Ochi Roșii și a lui Cristocea. De la Ochi Roșii a plecat golul marcat de Steaua în primul minut al reprizei secunde. Replica dinamoviștilor. Stopul lui Dănciulescu pasă pentru Niculescu. Îngel cu Rădoi, Rădoi pasează greșit, scapă Niculescu. Gol! Dinamo! Ce meci avem aici în Ghencea! Începuseră să spere, Claudiu Niculescu dă o nouă lovitură după o gafă a lui Mirel Rădoi. Iată reluarea, numai ultima fază o avem, cu poarta goală, nicio șansă pentru brazilianul Andrei. Claudiu Niculescu înscrie al doilea gol al său în poarta Stelei. Bucurie de nedescris și pentru Bogdan Lobonț. Unu la patru în Steaua din atacă pozițional. Centrarea lui Petre Marin pentru Tereu. Ce reflex are Bogdan Lobonț la lovitura de cap a lui Cyril Tereu. Iată reluarea. Din 6 metri, Lobonț! Cosmin Oloroi a făcut două schimbări, se pare că un jucător, Jacob, la marginea careului advers, pasă pentru Elton, Elton în care, șut, blochează Lobonț! Elton, deposedarea lui Cătălin Munteanu, superioritatea dinamoviștilor, pasă pentru Dănciulescu, nu este offside, Dănciulescu rămâne la minge, iese Andrei și Dănciulescu iese cu mingea la afara terenului!
Din nou Badea, încă un dribling al lui Elton, centrare cu stângul pentru Victoraș Iacob, în spate, era ochi roșii, după ce a reușit de la gol, Badea! Da, Mirel Rădoi șutează de la 7 metri în parc. Au sperat în relansarea luptei pentru titlul de campioană, s-ar fi apropiat la 9 puncte, repet. Steaua de Dinamo în cazul unui succes, dar așa Dinamo se distanțează la 15. Puternilor cu 5-2. Să le urmărim acum pe Elton, una dintre ultimele acțiuni ale Stelei, încă un dribling. Brazilianul pasează stânga pentru Victoraș Iacob, centrare în care Perăș și din nou acțiunea Stelei a plecat de la Elton. Și fac ora bucuriei pe stadionul din Ghencea, în timp ce steliștii cu capul plecat se duc să-și salute favoriții.